Cum vi s-a părut acest eveniment? Iată, studenții au ocazia să se întâlnească cu tineri antreprenori, cu bănci, să-și consolideze educația financiară. Mi s-a părut o chestie chiar foarte interesantă. Sper că a fost utilă pentru studenți, a fost utile răspunsurile mele. Sunt curios să văd și ediția de la anul. Din nou, mie mi se pare o chestie folositoare. Chiar dacă nu iau neapărat anumite sfaturi foarte specifice, dar cumva atrage atenția asupra ideii de educație financiară, asupra ideii de budgeting, chestii de genul ăsta. Dumneavoastră sunteți antreprenori, câștigați bani dintr-un domeniu relativ nou, cel puțin în România. Cât de greu a fost să vă schimbați, să spunem, mentalitatea de la cea în care un tânăr trebuie să termine facultatea, să se angajeze într-o firmă, la cea de antreprenor? Sincer, a fost relativ greu, pentru că cumva pe ideea asta merg încă de la începutul liceului, că o să fiu angajat într-o firmă, o să termin facultatea, o să poate fac un master. Dar am avut, în principiu am avut oameni lângă mine care m-au încurajat, mi-au zis că asta e mai ok de făcut și atunci a fost o tranziție destul de grea, dar am reușit până la urmă.